Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Transilvania Policromă. Lavinia Dandoci sunt și voi fi gazda dumneavoastră de astăzi și vom discuta mai multe subiecte legate de importanța centenarului pentru minoritățile din România și cum au reușit ele să sprijine dezvoltarea societății românești. Însă, alături de invitatul nostru de astăzi, domnul Posto Laszlo, cercetător al ISPMN Cluj. Bună ziua! Bine v-am găsit. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre acest subiect și cât de, sau care a fost importanța sau cât de importantă a fost prezența minorităților naționale din Transilvania, în special, în dezvoltarea societății românești în ultima sută de ani? Da, eu cred că centenarul, adică unirea din 1918, este ziua de naștere a minorităților, de fapt, așa cum este ziua de naștere și a României Unite, așa cum avem azi, deși, desigur, era puțin altfel la momentul respectiv. Cred că schimbări majore s-au produs și chiar în momentul unirii era în jur de o treime din populația României, erau minoritățile de altă etnie, mai ales din Transilvania, Bucovina și Dobrugea. În cursul adică 100 de ani s-a redus diversitatea, dar cred că totuși avem ce sărbători în sensul că totuși există minorități în România și mai multe minorități. Despre numărul minorităților din România, despre care sunt aceste minorități, care sunt drepturile minorităților și care sunt instituțiile de stat din România care astăzi apără aceste drepturi ale minorităților, vom afla mai târziu în cadrul ediției de astăzi. Dar nu înainte de a aminti telespectatorilor noștri că Transilvania Policromă a pregătit un proiect important legat de acest subiect și a prezentat mai multe materiale de-a lungul acestui an legate de viața unor personaje importante, fie romi, evrei sau aparținând altor minorități din Transilvania. Un nume important pentru comunitatea romă din Transilvania și important pentru muzica din Transilvania a fost și Alexandru Țin. Așa că am pregătit pentru dumneavoastră un scurt material, un film portret despre viața îndrăgitului interpret de muzică Alexandru Țitruș. Vocea lui calmă, domoală, liniștită, caracterizată a ogneanului prin micul umor pe care îl avea în vorbe, la întâlnirile cu prietenii, era nelipsit în centru și în centrul atenției, nu datorită faptului că striga mai tare, datorită faptului ce spunea Alexandru Țitruș. Eu sunt nepoata lui, el cu taică meu frate. Și toată familia era muzicantă, taică meu cânta la contrabas, eu la vioară, altul la baterie, altul la violă. Împărțit. Mi se pare că au fost șase frați în total au fost. Da. Și nu mai trăiește niciun decât noi. Eu și fiica lui și încă vreo două nepoate. Din copilăria mea îmi aduc aminte că cu atâta drag se adunau la noi în casă. Și când mergeau la cântat, la nunți sau la alte petreceri, era și o armonie plăcută între ei. Noi eram copii, stăteam retrași într-un colț în cameră și ascultam cât puteam la discuțiile lor plăcute de muzică și aduceau amintiri din copilăria lor și aduceau aminte cum au început ei muzica în viața lor. Și era o atmosferă plăcută, să știți, când se întâlneau așa. Era un om bun, era un om sufletist, un om foarte cum se cade. Nu supăra pe nimeni, nu avea ură pe nimeni, era un om foarte, foarte sociabil, să știți. Alexandru Țitruș este prezent și acum la noi, Ocna Mureș, prin strada la care i s-a dat numele,
prin faptul că a fost numit cetățean de onoare al orașului Hârnamureș și parcă îl vedem pe strada orașului Hârnamureș îmbrăcat cu papionul pe care nu se despărțea niciodată la gât, cu vioara în mână și cu un pardesiu deschis, bej. Și întotdeauna întâlnirile cu el erau deosebite, chiar cu oameni de pe stradă. Alexandru Țitruș era desăvârșit prin atitudine, prin bunătatea pe care o emana în jurul lui, prin felul în care polariza lumea, nu numai cu arcușul, și cu vorba lui blândă, bună. Era un model pentru oameni. Au polarizat în jurul lui, cred că, mulți cântăreți. A polarizat în jurul lui tradiție, ceea ce este foarte important. Gândiți-vă la portatele de pe Mureș, la Hora din Cistei, la atâtea partituri pe care el le-a interpretat și n-a uitat niciodată. A dat denumirea locului de unde el a plecat. Asta este nemaipomenit de vital pentru orice națiune, pentru orice comunitate. Acei oameni care pleacă dintr-un loc, se înalță, se desăvârșesc, spune, mă întorc la ei mei. Alexandru Țitruș este prezent la mine. Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în 1918 în cuprinsul acelui stat național, România. Pentru România, anul 2018, an al centenarului încheierii primului război mondial, are o semnificație cu totul specială. Însă toate aceste lucruri vom afla de la invitatul nostru de astăzi, domnul Fosto Laszlo, cercetător în cadrul ISPMN Cluj. Bună ziua! Așa cum ați început să ne povestiți, cât de importantă este prezența minorităților în dezvoltarea societății românești în ultimii 100 de ani? Deci dacă pornim din perspectiva minorităților, cred că e important să zicem că minoritățile nu formează o societate totală, cum nici majoritatea nu formează o societate totală în sensul că numai împreună formează societatea românească, și de azi și de atunci, și minoritate nu înseamnă numai în sens statistic, numărul minoritarilor sunt mai puțin, pentru că există situații când minoritarii de fapt sunt la putere, cum a fost în Transilvania înainte de 18, maghiarii erau mai puțin, dar erau la guvernare, deci există și minoritari care sunt majoritari în sens statistic, dar... Conform recensământului din 2011, populația minoritară reprezintă un procent de aproximativ 11%, însumând un total de 20,1 milioane de locuitori. Aici putem vorbi în special de minoritatea maghiară, care reprezintă 1,23 milioane de locuitori, aproximativ 60% din totalul minorităților, fiind urmați ulterior de minoritatea romă cu aproximativ 30%, urmând apoi ulterior minoritatea germană, ucrainiană, iar chiar sub 1,5% turci, ruși, lipoveni, iar sub 1% vedem tătari, sârbi, slovaci, bulgari, croați, greci, evrei, italieni, polonezi și cehi. Cum sunt păstrate sau apărate drepturile acestor minorități astăzi? Pentru că vorbim de instituții care astăzi se ocupă chiar și au chiar acest obiectiv. Care sunt aceste instituții? Deci, așa cum am început să zic, deci nu numai statistic vorbind este o minoritate, minoritatea este și cea care are anumite îngrădiri în accesa puterea, cum ar veni. Deci există o asimetrie pentru menținerea anumitor instituții sau a culturii proprii. Deci așa putem vorbi despre sistemul de protecție a minorităților și internațional, dar și la nivelul național, care are
scopul de a ajuta la prestarea identității și de a promova culturile minorității respective în interiorul minorității, dar și în spațiul public românesc. Așa putem vorbi despre Direcția pentru Relații Interetnice, sub care este și instituția noastră, Institutul pentru Cercetarea Problemelor Minorităților Naționale, dar există și un Consiliu pentru Combaterea Discriminării. Asta, de fapt, este un consiliu care apără drepturile minorităților de a nu fi discriminați. Deci toate minoritățile, desigur, nu unele sau... Mai există Consiliul Minorităților, care este reprezentat în Parlament. Fiecare minoritate are câte un reprezentant, în majoritatea fiind reprezentată de minoritatea maghiară, unde vedem că 60% din minoritățile din România sunt reprezentați de minoritatea maghiară, apoi cea romă, unde avem o persoană care se ocupă și de comunitatea de rom, și aici chiar o să avem o legătură telefonică în cadrul ediției de astăzi. Este vorba despre doamna secretar de stat, Dana Varga. Da, în Parlament este reprezentat, desigur, Consiliul Minorităților, dar există și partide etnice, cum este UDMR-ul, care sau încă două alte partide maghiare, dar și Forumul German, care nu este în sens strict partid, nici UDMR-ul, nici ceilalte, în sensul de a... este o asociație care are și activitate politică, electorală. Maghiarii nu sunt reprezentați în pe baza acelui loc special în Parlament, pentru că au reprezentare prin partid, adică prin alegeri, prin UDMR. Există alte instituții, desigur, care sunt, cum este RomanoCare, Centrul Național pentru Cultura Romă, care are scopul de a promova cultura romilor, sau există multe organizații non-guvernamentale sau religioase care au scopul tot așa pentru a păstra și promova diferite culturi etnice, religioase ale minorităților din România. Pentru că ați amintit de RomanoCare, Centrul Național de Cultura Romilor, RomanoCare, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, au organizat Caravana Marii Uniri, un proiect mai amplu care s-a desfășurat în mai multe județe din România și a desfășurat o serie de programe care vin să unească cele două comunități, să spunem, cea românească și a minorităților, prin a promova valorile lor cultural, social, artistice. De aceea, stimați telespectatori, am pregătit un scurt material realizat în cadrul acestei caravane. Proiect foarte important derulat de către Centrul de Cultură al Romilor, RomanoCare, Caravana Marei Uniri, care a fost derulat împreună cu Secretariatul General al Guvernului. Vom afla mai multe lucruri despre acest program și despre acest proiect, chiar de la directorul centrului. Este vorba despre domnul Mihai Neacșu. Alo, bună ziua, ne auziți?
Bună ziua, vă aud. În ce a constat acest proiect, acest program, de fapt, care am înțeles a derulat în mai multe județe din țară? Care este situația asta, de unde ne aflăm acum? Am terminat la Ploiești penultimul eveniment. Ne pregătim să organizăm ultimul eveniment în București. Va avea loc pe data de 24 noiembrie piesa de teatru Calitraș, Frica Neagră, care se referă la Holocaustul Romilor, va avea loc la Teatrul Evresc de Stat și conferința Contribuția Minorității Naționale la Dezvoltarea României, trecut, prezent și viitor. Care, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, care a fost scopul acestui proiect? De a promova, în general, contribuția minorităților naționale, atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere economic, dacă vreți. Am avut academicieni din majoritatea minorităților naționale care au prezentat diverse puncte de vedere vis-a-vis de contribuția acelei minorități la dezvoltarea României, așa cum menționam, cultural sau economic. Noi, fiind cei care am implementat proiectul, Centrul Național de Cultură, instituție în subordine Agenției Naționale pentru Rom, am încercat să avem trei componente. Componenta de dezbatere, care se referă la contribuția minorităților la dezvoltarea României, o componentă care s-a referit la promovarea teatrului rom, actori rom, profesioniști care au reprezentat diverse piese de teatru. Unele s-au adresat copiilor sau adolescenților, altele s-au adresat adulților. Dacă ne referim la piesa Marea Rușine, la Calitraș, care va fi ultima piesă de teatru din București, sau la Cerere în căsătorie, o piesă de teatru după Cehov, adaptarea și regia Sorin Sandu, am încercat să transmitem mesajul că avem actori rom profesioniști care pot prezenta diverse piese de teatru și poate la un dat statul român ne ia în calcul ca să înființeze teatrul romilor. Nu în ultimul rând am avut un concert cu care vom încheia caravana pe 29 noiembrie la București, un concert în care am încercat să arătăm și altă față a muzicii rome, muzicieni romi care cântă muzică clasică și improvizează în direcția de muzică romă. Am adaptat niște piese celebre de la Barbu Lăutaru la Liber Tango pe partea de improvizație romă. E un fel de mini filarmonică a romilor, ca să zic așa, un pui al ideii de proiect filarmonică a romilor, având-i în prim plan pe Emi Drăgoi și pe Gian Minca. Când va ajunge și la Cluj? Sau dacă ați fost deja la Cluj? Nu va ajunge la Cluj. Altele au fost orașele în care s-a desfășurat caravana: Constanța, Craiova, Timișoara, Iași, Suceava, Târgoviște, Ploiești și ultimul București. La anul putem ajunge și la Cluj, dar ce am învățat din experiența acestui proiect sunt câteva lucruri care contează. Ne interesează parteneriatul. Pot autoritățile locale din Cluj sau din alte orașe să ofere inclusiv suport financiar în parteneriat cu CNCR-ul? Ne interesează cum să vindem produsele culturale. Dacă tot timpul este gratuit, nu-i bine. E important să încercăm să promovăm cultura romă ca orice alt act cultural care poate să și vândă. Care sunt? Acolo avem nevoie de implicarea autorităților locale să aloce și buget pentru promovarea culturii rome la nivel județean. Așa este, este nevoie de implicarea tuturor, pentru că și comunitatea de rom face parte din societatea românească. Absolut, și i-am învățat pe autoritățile locale să vină proiectele de la București, să încercăm să umplem stălile fără implicarea lor directă. Ori de la anul, dacă vom continua parteneriatul cu guvernul pe acest proiect, trebuie neapărat să intrăm în alt stadiu, la alt nivel, adică avem nevoie de contribuția financiară a autorităților locale, în așa fel încât proiectele culturale, produsele culturale
să se susțină pe unele singure și nu există decât o cale, acela de a intra în mainstreamingul produselor petrolului. Pentru că ați amintit de aceste, de ați amintit de proiectele de viitor. Care sunt acțiunile cele mai apropiate care urmează să le desfășoare Centrul Cultural al Romilor? Lansăm 5 cărți în curând. Au fost selectați 5 autori, a fost o selecție de manuscrise a autorilor de etnie romă, pentru că promovăm scriitorii de etnie romă. Suntem în perioada în care Eliade Rădulescu spunea: scrieți, băieți, nu mai scrieți. E important să producem cultură scrisă. Lansăm în curând un kit audio-video pentru începători de limba romanii, pentru că limba romanii e unul din fundamentele culturii rome. Ne pregătim pentru organizarea galei, care de data aceasta va avea loc în altă parte decât Bucureștiul, în orașul Zlatina, județul Olt, pe data de 14 decembrie. Aminteam de concertul din 29 noiembrie de la Sala Aula Ministerului Culturii. Vom prezenta rezultatele cercetării pe stima de sine a copii, a elevilor rom, pentru că am derulat o cercetare și avem deja... Chiar a avut loc acest an și o caravană în acest sens. Nu este vorba de caravana Marei Uniri, ci o caravană în domeniul educației și ați reușit să ajungeți chiar și la Cluj. Am reușit să ajungem la Cluj atunci, da. Avem nevoie să venim în fiecare an în diverse centre universitare, să ne întâlnim cu studenții, viitorii intelectuale ai României, viitoarea elita României, și să dezbatem cu ei despre probleme în general și cu focus pe partea de rom. Cum văd și ei contribuție, cum văd și ei diminuarea unor probleme cu care ne confruntăm noi toți, pentru că noi toți suntem cetățeni români. Mulțumesc încă o dată. A fost alături de noi Mihai Neașu, director al Centrului Cultural al Romilor Romano Cher, o instituție foarte importantă pentru comunitatea de romi, care sprijină susținerea și dezvoltarea proiectelor culturale. Suntem în continuare alături de invitatul nostru, domnul Fosto Laszlo. Cât de important este pentru societate, fie că vorbim de societatea românească, fie că vorbim de comunitatea de rom, existența unor astfel de centre sau existența unor astfel de instituții care au ca obiect principal de activitate dezvoltarea unei minorități sau susținerea unei minorități naționale? Așa cum am spus, accesul la diferite sfere, ale sfere publice sau sfere culturale, științifice, nu este egal pentru toate minoritățile. Tradițiile sunt diferite, istoria este diferită. Deci unele minorități au avut contribuție în forma culturii urbane, cum erau evrei sau sașii germanii. Romii erau mai puțin privilegiați, ei fiind persecutați în perioada al doilea război mondial, chiar exterminați. N-au avut șansa de a dezvolta în unele domenii așa de mult cât celelalte minorități. Astfel, cred că este just să vorbim despre promovarea culturii rome și în forme în care acum vedem. Ne-ați arătat exemplul teatrului, de pildă. Deci, al teatrului și al promovării diferiților autori romi, da, chiar și a muzicii. De aceea vă și întrerup, pentru că prin intermediul Centrului Cultural Romano Cher, susținut de către Mihai Neașu, au avut loc și o serie de concerte care promovează muzica. De aceea, în cele ce urmează, avem un scurt material, un concert susținut tot de Romano Care. Haideți să vedem un dans autentic tradițional. Thank you.
important este să ne cunoaștem valorile culturale, o să aflăm în continuare tot de la invitatul nostru, pentru a fi mai aproape, pentru a fi vecini mai buni, pentru a fi cetățeni mai buni și să nu ne judecăm înainte de a ști mai multe lucruri despre viața fiecăruia. Da, deci minoritățile au perspectiva lor asupra societății românești. Asta, sigur, putem vedea și din arta diferitelor minorități, cum au reprezentat prin scriitură, prin poezie sau chiar dans, muzică. Deci perspectivele diverse care vin din partea minorităților, desigur, nu sunt tot timpul același care are majoritatea asupra propriei valori, propriei culturi. Deci aici cred că este un plus, o valoare adăugată din partea fiecărui minorități care cred că trebuie valorizat sau trebuie apreciat și din perspectiva majorității. Acest lucru încercăm și noi prin cadrul emisiunii Transilvania Policromă să aducem în casele dumneavoastră mai multe informații legate de viața minorităților din Transilvania, să aducem în casele dumneavoastră mai multe lucruri despre persoane importante care au influențat viața comunității, a unei minorități sau chiar a societății. De aceea supun atenției dumneavoastră un scurt material realizat la Târgu Mureș despre un actor, activist rom, important pentru societatea românească astăzi, Rudi Moca. M-am născut, eram negru. Când am crescut, eram tot negru. Când mi-e rău, sunt negru. Când mi-e cald, sunt negru. Când mi-e frig, tot negru sunt. Iar când mor, rămân tot negru. Când tu te-ai născut, erai alb. Când ai crescut, ai devenit roz. Când ți-e rău, te învinețești. Când ți-e cald, te înroșești. Când ți-e frig, te albăstrești. Iar când mori, te înnegrești. Și totuși, ai îndrăzneala să-mi spui că eu sunt de culoare? Rudi Moca este un actor foarte bun, este un om foarte bun, este un profesionist și este și un lider al comunității sale. Rudi Moca se apleacă și asupra cotidianului și o face cu foarte mare talent. Reușește să facă o emisiune de excepție în cadrul televiziunii noastre și eu sunt foarte bucuros să spun că este unul dintre oamenii importanți din echipa pe care o conduc. Rudi Moca este un cozăr. Rudi Moca este cel care se bucură de viață și când vine la noi, când vine printre noi și vine aproape zilnic, ne transmite starea asta. Să schimb modalități, să schimb puncte de vedere, să schimb prisme, să schimb modalități de a te apropia și a propaga ce înseamnă rom. Care sunt mijloacele prin care putem să ne cunoaștem mai bine, fie că vorbim de minoritate sau majoritate, aflăm tot de la invitatul nostru astăzi, domnul Laszlo, de la ISPMN Cluj.
Eu cred că metoda cea mai bună și cea mai importantă este dialogul intercultural, intercomunitar, pentru că altfel nu putem înțelege de ce avem diferențele asupra cotidianului, asupra și asupra centenarului, de fapt, pentru că asta trebuie spus, că nu toate minoritățile au aceeași perspectivă asupra evenimentului, mai ales maghiarii au un lider din comunitate, au spus că nu avem ce sărbători pentru că nu este aceeași lucru pentru minoritatea maghiară. Romii, desigur, au o altă perspectivă pentru că și pentru ei ultima sute de ani a fost una tragică, o perioadă chiar au fost deportați. Deci fiecare minoritate are o perspectivă diferită și dacă majoritatea are urechi și are suflet să asculte, asta este un pas important după 100 de ani să avem despre ce vorbi între noi. Așa cum ne place nouă să spunem întotdeauna, cunoaște-ne înainte să ne judeci. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră în cadrul ediției de astăzi. Vă așteptăm și în cadrul altor emisiuni ale noastre, Transilvania Policromă. Cu mare plăcere. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, în finalul acestei ediții supun atenției dumneavoastră un material realizat de colega mea, Maria Cinar Jiga, cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Sibiu, unde ea a fost prezentă și a realizat un material pentru dumneavoastră. Nu uitați că ne puteți urmări și astăzi pe TVR Cluj, începând de la orele 17. Vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! Cea mai interesantă din săptămâna festivalului, că strada deja nu mai este stradă, devine așa un fel de încăpere, orașul, bucata asta unde e. Da. Te afli așa într-o casă, într-un și loc. Și așa o senzație de acasă. Foarte bună, da. Da, da. Toată lumea te cunoaște, tu cunoști pe toată lumea, chiar și pe cei care nu-i cunoști. Da, da. Și nu e nimic ca surprinzător. Da, 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 așa exact. Este de fiecare dată. Și toți anii ăștia la fel s-au întâmplat. Mm-hmm. N-a fost așa o impresie doar de moment. Da. Hai să ne așezăm să bem o cafea, vei? Da. Bună ziua! Da. Bună ziua, da. Ana! Da, bună ziua! Și Andrei! Da. E cam cunoaștem pe toți participanții la festival, pentru că, cum am spus, după atâția ani, venind mereu, aproape fiecare cunoaște pe cineva sau recunoaște pe cineva. Die Leute haben Ängste, die schüren wir nicht, die sind da. Sorry, when you say neo-Nazi, do you know what exactly does it mean? It means nationalist. Поймут наши дети на то, что мы тоже. Слова демократии, всего остального. Mare în sâmburele Sibiului și acum și a festivalului. Aici ai domul, care este așa o chestie mare care e sare la ochi și nu poți să n-o vezi. Și am fost la dom cu prietenii mei, pe care nu pot să nu-i aduc pe aici. Thank you.
sura mașa-ș fa nuntă. Numai nu pe vreme. 25 de ani de filme și realități profunde care ne-au îmbogățit și care ne-au transformat. And so I want to ask all these young people, there are over 20,000 young people coming here, write a letter to the Ministry of Culture that you want a cinema here, a true cinema in CBU with like 7 different halls where you can watch documentaries all together. Suntem Ana Dorotea și Andrei Gheorghiu. Venim din Berlin și aici la Sibiu vizităm Astra Film de 15 ani. Am fost impresionată de modul cum a fost prezentat Transalpina. Da. La revedere. La revedere. Mulțumim mult. Vrei să te uiți la ele acum? Dar sunt multe. Uite, are câteva așa care le-am mărit, nu? Luăm fotografiile care le-am selecționat, mai ales. Pentru prieteni. Și care unele le dăm prietenilor și altele le facem eventual în vederea unei expoziții. Fac pozele mai furate, tu le faci mai atent, te oprești, aștepți. Mai, tu faci, hai că spun eu cum le faci. Tu le faci una după alta și... Și surprind momentul. Surprind momentul și sunt, eu ți-am mai povestit că le faci, au o vioiciune, eu sunt mai static. Un paș, așa? Pe pereți. Dar parcă sunt pași în zăpadă, nu? Tatăl meu, care era pasionat de teatru, mi-a spus: vino să vezi aici la Casa de Cultură a Sindicatelor. Este un eveniment deosebit, e un festival de film documentar. Și atunci am descoperit pentru prima oară și locul unde se desfășura festivalul. Am fost cu el, am văzut, cred că, unul sau două filme. Festivalul este tot o formă de familie. Însă cred că cu un cuvânt aș putea cel mai bine să zic familie, pentru că vin cu aceeași bucurie cu care aș veni să-mi văd părinții sau prietenii. Și când cumpărăm bilet pentru a veni în România, întâi ne uităm când e festivalul de film documentar. Festivalul este extrem de interesant pentru că este viață. Adică este din contact cu ce se întâmplă acum, cu greutățile oamenilor, cu bucuriile oamenilor și adică are o viabilitate extraordinară, da? De multe ori chiar aș vrea și eu să fiu un simplu spectator. Da. Dar și sunt atât de adânc în tot festivalul de când m-am născut, încât nu mai pot. Da. Deci eu cunosc totul din culise. Aproape cunosc mai multe lucruri din culise decât invers. Da. Și acum câțiva ani am început să cunosc și cealaltă parte. Partea interesantă, faină pentru spectator. Poți să fac o poză? Da. Na.
continuăm la drumul mic despre care discutaserăm și putem să vă recomandăm domnul acesta, fiindcă este o experiență de neuitat când punem o mască, un dispozitiv pe fața noastră, pe ochi, în fața ochilor noștri, niște căști și pur și simplu oriunde ne uităm, putem să vedem în 360 de grade, da, un film sau o tematică sau orice. Nu doar documentare, așa? Sunt și niște filme înfricoșătoare care eu personal le prefer, nu știu dacă și tu le preferi, nu? Da. Și meniul dintre care putem să alegem filmurile este acolo, puteți să vă uitați și dumneavoastră acolo. Deci este foarte simplu și cel mai bun din toate acestea este că este gratis. Deci nu trebuie să plătim nimic în cadrul festivalului Astra. Haideți să mergem în lucru. Da, la junior veneam. Cam din liceu am început să mă implic, adică să văd de fapt cât de tare e acest festival și să-i cunosc valoarea și să merg la filme și chestii. Înainte nici măcar nu prea înțelegeam ce e chestia asta. Și anul trecut am făcut și filmul juniorului, adică clipul juniorului care e proiectat la începutul fiecarei proiecții la junior. L-am montat din filmele de la junior și sora mea, de exemplu, a făcut muzica pentru filmul junior. Sunt implicată în festival și prin faptul că fac Q&A-uri și interviuri și îmi place foarte mult pentru că ies din zona de confort. Suntem surprinși de fiecare dată cât de bună selecție este, încât fiecare film, chiar nedocumentat, nestudiat înainte, reprezintă o surpriză ultra plăcută, poate chiar o descoperire. Da, a fost bine așa cu pisica. Care ți-a plăcut cel mai mult din filmele care le-ai văzut? Da, mi-a plăcut ăla cu tânărul ăla. I'm another you. I'm another you. Uh-huh. Da. Care era schizofren. Mi-a adus aminte de toată generația aia din anii 50, 60, 70, Kerouac? Da. Nu? Da. Kerouac. Kerouac, exact. Mm-hmm. Kerouac cu California. Cu California, cu mm-hmm. Nevoia de libertate, de mișcare, aici era soare, băiatul ăsta, însă aici mie mi s-a părut o altă dimensiune, pentru că băiatul ăsta nu era un simplu hippie, băiatul ăsta era un copil bolnav, avea o problemă, da. Provenea dintr-o familie mormonă și problemele lui de educație și de religie erau destul de pregnante, într-un moment în care îți dă seama că, de fapt, el nu mai este ca ceilalți, fiind bolnav. Și atunci tot filmul are o altă semnificație. Înțelegi? Statutul ăsta de vizitator la festival are și ăsta
o frumusețe în el, pentru că suntem foarte liberi să vedem, să alegem, să discutăm sau nu. Și asta poate este și frumusețea acestui festival, că e așa într-un cadru cum e Sibiu. Are ceva intim. Da. Adică familial, așa. Familiar. Adică sunt oameni care i-am văzut anul trecut, îi vedem din nou, contactul e mai ușor, mai facil. Da? Aici, în cadrul ăsta al Sibiului, faptul că ne mișcăm dintr-un loc în altul și întâlnim mereu alți oameni, suntem mai conștienți de lucrul ăsta. Dar stai un pic. La mulți ani, Astra! Asta nu putem să zicem repede. La mulți ani, Astra! Nu? La mulți ani! La mulți ani, Astra Film! Atunci mai bine să zicem Astra Film, nu? Nu, zicem la mulți ani și toți Astra Film. Anul acesta au fost mai multe jubileuri, așa zis. Andrei a împlinit 80 de ani, eu 70. Și în vară au venit toți copiii și ne-au sărbătorit și când au pus un tort pe masă, au scris cu lumânări 150 de ani împreună. Pe urmă, sunt 25 de ani de Astra Film, 15 ani de când venim noi la Astra Film. Deci, așa, din ce în ce mai concentric sau mai spre centru, descoperim mici evenimente care dau o cifră rotundă și ne-am amuzat de ideea asta. Sau să zicem așa, la mulți ani Astra Film, nu? Bine. La mulți ani Astra Film! La mulți ani Astra Film! Sunt sigur că toată lumea, fiecare om sau fiecare persoană care vine la festivalul acesta, o să găsească gustul lui prin care se dezvoltă, nu știu, un film sau o realitate. Stay open for the world and for everything you see and not fall into your own bubble. I think the big force of documentary is to show people all kinds of stories all over the world in many different forms. Documentarul are un atu mare, poate să îți dea fiori ai realului. In film in general, it's about honesty. If you want to get to the heart of the audience, you have to tell that honest story. Films from all over the world come to Sibiu because of the Astra Film Festival. I was here in 1995, which was one of their first editions, and it's changed enormously since then. Există un, cum spun germanii, Zeitgeist, spiritul timpului. Sibiu a fost tot timpul în istoria lui de 800-900 de ani azi mâine, în spiritul timpului european. Se vede astăzi cum acest festival răspunde timpului.